Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou event special, nou, o idee super șmecher gândită de Smorked, între care o să-i las pe băieți să vă explice care este treaba cu eventul și cum se va desfășura. Așa că, hea, hea, hea! Așa, ideea lui Smork și las pe Smork și pe DRF să vă explice care e treaba. Pe scurt, playerii trebuie să vină îmbrăcați ca și vânători, normal, cu pușca de vânătoare. Și practic o să fie percheziționează către poliția română, să n-aibă cumva substanțe ilegale sau alte arme în afară de pușcă. Și eu împreună cu DRF o să instruim mai întâi ca ei să știe să vâneze acest cerb. Cerb care... Corne. Dar fac căprioră, gata, mai bine, îl fac căprioră cu ei. Nu mai mult fac căprioră. Gata, îl fac căprioră, mai e gata. Gata. Deci ca să nu se plictisească lumea cum explică Smort, o să spun eu mai repede, este un fel de hide and seek, baza este în aceeași idee. Și mai dulit spatele nostru pe dubă. Toată lumea. Așa. Toată lumea practic trebuie să caute în pădure această căprioară ca să câștige niște bani, trebuie să o împuște. Mă rog. Din păcate, nicio căprioară nu o să fie mâncată în acest clip. Între care? Da, deci cine câștigă, cine vede căprioara o să se omoare. Trebuie să o împuște practic cu pușca de vânătoare. Așa. Și poate în pădure, pentru că este o pădure, mai pot fi și alte animale care sunt la fel de dubioase, poate spus, putem spune dubioase, mai rele. Bun, deci ca idee, mai pe scurt așa, eu sunt căprioară, DRF sau altcineva, o să mai avem și alte animale pe acolo, pe pădure, periculoase. Băieții nu au voie să omoare acele animale pentru că sunt protejate de lege, dar căprioara este momentan invazie de căprioare, așa că va trebui să omoare căprioara aia. Cine va omorâ căprioara primul, va câștiga între care un premiu, practic. Un meci mai bun pentru ei, un meci mai aprost pentru căprioar. Și cam atâta. Așteptăm să vină băieții că le-am dat anunțul și să începem toată treaba. Mai era ceva de adăugat? Nu. Bun. Așa. Bună ziua și bine v-am găsit. La primul eveniment de acest gen avem această căprioară din dreapta pe care va trebui să o vânați în pădure. Vânătoarea, evident, care se face pe jos, dar aici dumneavoastră să rămână aici. Iar arma pe care aveți la dumneavoastră din dotare, pușca de vânătoare, puteți împușca doar căprioara, nu alte animale pe care poate le vedeți prin pădure și în niciun caz între voi, pentru că ajungeți la pușcărie și sunteți și descalificați. În momentul în care cineva a văzut căprioara, ar trebui să o împuște sau să o atragă cumva ca să poată să câștige. În cazul în care urlați, în cazul în care alergați după căprioară, în cazul în care faceți mult prea mult zgomot, puteți trezi și alte animale care sunt în pădure. Pentru că evident e o pădure și mai sunt și alte animale, nu doar urs. Așadar, aveți grijă și pe siguranța voastră în timpul evenimentului, pentru că în oraș un eveniment este ceva, din câte am observat, iar în pădure, practic, nu știu ce se află în pădure, dar avem această căprioară pe care o să o lăsăm liberă și așa. Acum, am eu. Dacă aveți întrebări. Care are o apă? Părând. Care are o apă? Întrebare. Am o întrebare eu. Părând. Căprioara, dacă o lovim asta compusumată, e moartă? Spune. E mai puternică de pe... Vreau și eu apă, îmi poate îmi dai și mie ceva. Spuneți, poftiți? Dacă apuci să lovești căprioara, da.
Eu. Dacă, dacă e un glon și gata. Robert. Căprioara. Zic eu primul. Bună ziua. Căprioara. N-am apă, frate. Da. Eu, pe mine m-a lăsat să iau doar un glon. Da. Mai du-l și tu apă? Așa, mers. Pușcă. Du-și și-mi iau pățurul. De atât ați avut... Nu știu de ce. Bani. Am, să am te întreb ceva. Dacă. Am bani. Păi... Am și am întrebare. Avut bani? Am bani. Altă întrebare? Dacă ne atacă alte animale, putem trage în ele să nu ne omoare? Tocmai a spus adineoră că arma poate fi folosită doar pentru că prin la trader. De exemplu, avem voie animale să... sunt ocrotite, având în vedere dacă o să cumva dacă o să fiți văzut de către vânătorul să vă urmărească în timpul cât și eu, dacă o să fiți văzut castrat în alt în cazul în care există sau o să vă atace altcineva. Ușor, tată, ușor, stai că începe mea. Așa. Deci, în cazul în care o să fiți văzut, o să fiți descalificat. Păi, de exemplu, dacă o ademenim la noi, după ce o ademenim cu sunete din astea și o putem omori instant după ce am ademenit la noi? Dacă vine la tine în timp ce o ademenești, e norocută. Ok. Altă întrebare? Am eu. Și o rugăminte în același timp. Poate să-mi dea cineva ceva de mâncare, vă rog frumos? Nu, asta nu e o întrebare legată de... Hia! Am eu întrebare. Eu am plecat să mă ascund, ok? Să mă ascund. Mă plimb aici, în pădure. Nu mă duc nici foarte, foarte departe așa. Nu, dar du-te să se, se împartă. Păi da. Ok, văd aici. Le dai startul? Încă au o problemă de... Ok. Și și voi și atunci. Dau start de... când îmi zici tu, ok? Până atunci acum pauză ca să se termine cu băieții, cu... Începe vânătoarea, băieți. Căprioara... Își mănâncă de aici niște burieni. Auzi pe băieți cum vin. Căprioara bagă burieni la greu. Și vede pe vânători cum se îndreaptă către ea. Dar ea își dorește să trăiască în continuare, să facă și ea. Să-și așa un bărbat frumos. Care să aibă grijă de ea. Și să o îngrijească, să o... D-astea. Dar nu știu unde sunt ăștia acum. Că mie că e un mai prost pentru mine. Dacă m-au prins. Aolo, uite și porci, o grămadă porci. Mă, aici. Cu ei trebuie să umoare pe căprioare, nu să o îmblânzească. Că e la vânătoare. Hia! Mamă, ce trage la într-una. Aolo, fac. Hai, ridică-te! Hai, căprioară proastă, fugi! Mamă, deci asta când a picat de undeva, îi ia 10 ani să se ridice, ești nebun? Până mă limeresc ăștia pe mine, mă distrez pe aici cu ei, ești nebun? Mi-a rupt gura. Mi-a rupt gura. Prise. PRYSE m-a urât. Da. Bă. Știi ce ești mecher? Trage la... A? Știi ce ești mecher? Am văzut că erau și porcii mistreții alea. Și nu-ți mai dai seama care... A, erau mai multe capre? Erau și mistreții. Am văzut. Chiam pe toți la început? Da, chiamă-i la început. Da. Tu trebuie să chemi înapoi. I-am prins. Eu? Nu, și e la mașină, Buda. A, smurg, da.
Mamă, m-a prins căprioara. Captura mea, bre. Ce-ați făcut, mă, ați omorât căprioara? E captura mea, dați-vă de aici. Pișeana-i în păie. Uite ăsta. Că pișeana-i în păie acolo, știi de ceva? Bă, dar sigur e moartă. Să se piște păia de capră. Nu mai dă, mai dă, mai dă, mai dă. Să dea să pună zi. Nu-i da în cap, că poate păstrează cap. În gură sau când căcat. Și mi-a rămas ăla pe Bicland, din păcate ai murit. Dacă mă mai știu ce dat. Dar nu te să mă împuște careva dintre voi. Vezi că vin la tine de RF, ok? Poți vii la mine dacă vrei. Ia, uite-o. Mamă, cu ei, dacă sporci sunt. Tot așa e. Și eu când am venit. Numărul lui de pușcă este 64055, care a câștigat primul. Bravo! O de mestecat. Bravo, dar felicitări! Felicitări! Mulțumesc! A câștigat o pușcă nouă. Hai să te pușcăm! Vă mulțumesc! Am fost toți niște bumbulători. Să zâmbiți-vă frumos la cameră. Acum am... A avut lunetul ăsta. Începem runda 2 imediat. Ok. Încă o dată vă repetăm. Nu împușcați alte animale și nu fugiți cu arma mână sau să săriți. Nici tu. Ia să vedem. Mai briefezi, mamă, vin toți. Uite că l-am văzut pe unul. M-a nimerit 510. Da? Leuț. Ne spun să se întorc. Dar cu iutul ăsta nu mușcă, fii atent. Te văd. Nu mușcă, mă, cu iutul. Ba da, trebuie să... Câteodată știu, câteodată nu merge așa de... Da, merge să... Deci te-au prins băiețica ta? Da, 510. Asta am pus. A, gata, te văd. Auleu, nu poate să mâncă asta căprioara. Vrei să mâncă lupul căprioara, vrei? Leu, vrei, lasă că te ia mama. Bravo, vărule. Cine a nimerit-o? Eu. Îi pun, deci îi pun capul dintr-un glonț spray asupra. Adică cu un glonț spray limit-o. Da. Un glonț am avut la bravo. Armă. Un glonț. Dați-vă de lângă căprioare să vedem cu glonțul. Ne mușcă. Neutralizează, vrei să-mi peste cap. Să uită cu iutul la căprioare. Dormitor, dorm cu el. Fobe să-și revină, să alege pe aici, să nu se pună punct. Un glonț foarte bun, direct. Înapoi la bază, înapoi la bază. Așa, runda 3-a, nu? Leo? Da. Așa, runda 2 a fost puțin mai scurticică pentru că n-am dat eu bine click pe recording acolo și mi-am dat seama puțin cam târziu. Runda a doua de RF a fost capra. Și eu am fost lupul. Am încercat să încurc acolo puțin pe băieți, dar aparent bine, nu lup, coyot. Dar pentru mine nu prea a mers foarte bine treaba. Au mers mai prost pentru mine băieți, pentru că n-am putut să-i mușc. Hia. Două căprioare acum, ia vezi. Nebunie. Așa. Și continuăm acum cu runda 3-a. Runda finală, băieți. De data asta o să încerc să fiu acolo pe ei, forță. Puncte duble. Mulțumesc, mulțumesc. 510 a câștigat runda 2-a. Iar acum, imediat, o să înceapă runda 3-a și ultima. Hia! Ha, eu nu mai am gloanță. Reține.
De data asta nu mai stau fix acolo lângă ei. O să fiu puțin mai hardcore, așa să fie puțin mai greu pentru ei. Un meci mai bun pentru căprioară astăzi, copii. Dar se împiedică rău de tot căprioara asta, adică nu... Acolo, dar cum se împiedică, e de unde? Nu știu dacă mă vede careva de acolo. Să-mi zici când le dai startul. E bine. Deci bine. Ești cu Ed DRF? Da, da, da. Ok. Hia, hia! Rip căprior. Le dai startul, mă, gata? Nu, nu. Încă nu, nu. 10 secunde. Ok. M-am prins, aici iau un cur, mă duc de nebun. Cu căprioara, un meci mai bun pentru căprioara. I-a luat așa o gură de apă minerală de... Am pornit. De munte. Am pornit. Ok. M-am vede careva? Poate nu-l văd eu când vine și îmi dă direct glonț și a terminat. Îi văd, îi văd. Și ce-ar fi tare acum să stau acolo înapoi la copac? Spoc, abia acum te auzi când ai zis stac. Eu mă plimb pe aici. Că prioară fac treaba pe jur. La momentul nu-i nimeni pe aici. Frumos, îmi dau cu apă pe la picioare. Frumos. Cred că l-am triggerit pe unul și-a dat seama unde sunt. Sunt și iepureași pe aici. Au! De luță! A tras careva după mine! E greu că nici eu nu-i văd, păi, coaie, e nasol, nu te vezi? Să fie camuflat, adică chiar merge chestia asta în pădure. Nu se camuflează oamenii degeaba. Au și ei 3 rânduri de creier. Bă, toate. Cățești, bă. Pleci, te mă apagă. Bă, dar cu cine se bată ăștia? Că mine nu trage nimeni. Crezi că am pus caută ca prioră. Mă caută pe mine. Au! M-ai speria cu aia să mor. Un meci mai bun pentru noi. Bă, dar nu vine nimeni pe aici. Pe aici nu mai e nimeni, mai sunt mai mulți mai jos. Că prioră liberă. O duc mai pe jos atunci. Majoritatea sunt la râu. Eu la râu am fost până acum, aș nu era nimeni. Dacă mi-ai putea ieși dintre pietrele astea. Așa. Mamă, pe lângă ureche mi-a trecut aia. Fuck! Au! Nu, coaie, nu!
M-am luat, mă. Când m-am blocat. Am omorât-o, pișeam aici pe ea să mă piși. Pișeam aici pe ea, dacă... Acum ne mai leargă porcul. Dă-i, dă-i, moare porcul. Nu știu cine m-a omorât. Nu mai contează. Cred că ăsta, cred că Young... Dă-i 1-9-6-7, nu? Mamă, și porcul ăsta, băi, eu plec de geamă, mă moară porcul. M-am blocat în aia, mă, și n-am mai putut să mai fug cu aia. Da, da. Băi, ia... Trei gloanțe în tora. Trei gloanțe, gata, a dat verdictul. Da, eu am a dat verdictul Smorket că a primit 3 gloanțe în torace. E ca lumea. Să-i dăm epinefrină. Dă-și de vină. Niște paracetamol. Niște paracetamol, da. Gata, un meci mai cât de cât pentru capri, pentru căprioară. Mergem chiar înapoi la ăla, nu? Chiar fă fain, da. Data viitoare o să-l facem mai complex. Asta a fost varianta beta, băieți. Dar oricum, chiar caterică. Cu vânătoare, gen așa. Hai de morții mei. Bă, dar ăștia cu cine să mai bat, mă, vorule? Nu știu, mă, că e chem înapoi acum. Era unul în spatele meu, Mihai, mă, atingea în sus. N-are ce face. Dar care-i cu avionul? Mamă, dacă ți-a zic, e în PC. Dacă zic unde e unul, unde ai ajuns. La mama dracu, cu Băciliadă? A, a murit. Ai. Aude pe ăsta vânător, adevărat. Hia, hia! L-am găsit pe bunicul de mult pic. Tot în boală. Eram și eu în pădure, făceam treaba de căprioară, între care a venit cineva și m-am pușcat. Un meci mai cum se cade. Un meci mai cum se cade. Ce face porcul la mine în genetic? Felicitări, locul 3. Și acum comentarii. O, Leo, că tu ești căprioară! Ai vorbit că tu erai căprioară și vorbeai futus morții, mătii, Leo. Dacă dați comentarii de asta, vă dau bani să mor. Adică bani, bani. Vorbește mortu? Vorbește căprioara? Și mortu? Asta se întâmplă dacă veniți fără echipament, bă, băieți. Are cineva apă? Cite. Aute alții, bă. Bă, fătos, porcul, bă, ce are cineva apă, scot băta, să-i dau cu băta. Între care, căprioara avea bodyguard porcul ăsta. Are cineva apă? Nimeni. Și porcul ăsta m-a atacat de trebuie. Gata, mă. Gata, mai să închei, să-i dai primul băiatului. Să le mulțumim de participare și tot ești. N-are bă nimeni a pătat și-n pula mea din gură odată. S-a blocat pe apă, băiatul meu. Nu mai cerșiți mâncare. Cumpărați-vă dinainte cu aia. Asta a fost runda a treia. A fost primul eveniment de acest tip. Vă mai așteptăm, felicitări tuturor participanților. De data aceasta a câștigat pușca numărul 21 900. Te întrerup. 67. Așa. Așa se aude. Ok. Mulțumim. Cred că s-a întors cineva acum. Mulțumim frumos. Așteptați să vă puneți înapoi gloanțele, să vă scoateți gloanțele din pușca ca să nu se descarce mașina. Felicitări. Și follow pe Twitch. Pup. Da, eu nu mai am. Follow pe Twitch. Gata, am plecat de acolo, că acum toată lumea urlă și face urât. Da, fraților, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut evenimentul ăsta, data viitoare o să facem mult mai șmecher. Acum a fost așa o chestie de moment, cum ar veni. Dar data viitoare o să facem mult mai mișto ăsta cu vânătoarea de căprioare sau poate alt animal. Nici o căprioară reală nu a fost practic ucisă sau rănită în aceste clipuri, moment mirabolante. Dați follow pe Twitch, like pe YouTube și subscribe pe YouTube, bineînțeles, și ne vedem data viitoare. Lupi să rog. Deci, fă chiar mama lui de porc.